Europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, a anunțat luni la Deva, în cadrul unei conferințe de presă, că 22 este anul european al tineretului. Winkler consideră că a fost o decizie importantă a Uniunii Europene de a veni astfel în sprijinul tinerilor, una dintre cele mai afectate categorii de evoluția socială din această perioadă pandemică. Anul 2022 este anul european al tineretului. Cred că este foarte important să venim acum către o categorie care a fost foarte greu lovită de cei 2 ani de pandemie, atât prin munca la distanță, prin lipsa unor posibilități, prin oprirea sau suspendarea unor programe, printre care și programele de mobilitate, programul Erasmus, alte posibilități pentru tineri, prin presiunea socială care s-a creat în ultima vreme și prin faptul că și locurile de muncă au devenit diferite, au devenit mai rare în anumite perioade. Credem în Parlamentul European că tinerii au avut foarte mult de suferit. Eurodeputatul Hunedorean opinează că anul european al tineretului vine într-un moment oportun pentru România. Prin programele de sprijin puse la dispoziție de Uniunea Europeană, tinerii români pot studia sau pot lucra în diferite țări de pe continent, ori, dacă devin majori în acest an, pot vizita Europa având transport gratuit pe calea ferată. Credem că trebuie să ne îndreptăm către ei cu proiecte, cu programe, atât în cadrul programului Erasmus, cât și prin alte proiecte, prin programul Discover EU, care poate fi reluat și prin care tineri de 18 ani pot călători gratuit cu trenul să cunoască Europa. Cred că anul european al tineretului vine într-un moment oportun, pentru că la noi, în România, este nevoie de mai multă atenție din partea tinerilor către șansele pe care le au din partea Uniunii Europene. Șansa de a participa la un program de stagiatură, șansa de a participa la un semestru într-o altă universitate sau la un program școlar preuniversitar de schimb, șansa de a obține informații sau sprijin, toate acestea vin de la Uniunea Europeană și ele cred că trebuie să fie fructificate mai pe deplin, mai bine de către tinerii din România. Iuliu Winkler consideră că tinerii pot căpăta experiență prin înscrierea în programele puse la dispoziție de Uniunea Europeană și prin acest lucru pot contribui în acest deceniu la modernizarea României. Primind de la Uniunea Europeană șansa de a învăța, șansa de a căpăta niște aptitudini, șansa de a înțelege mai mult ce înseamnă Uniunea Europeană și care sunt valorile europene, să poată să vină acasă îmbogățiți cu toate aceste informații și experiențe și să poată să facă în deceniul care stă în fața noastră ceea ce cu toții ne dorim de atâta vreme, și anume modernizarea României, o societate mai stabilă, o economie mai înfloritoare și oameni care să își planifice viitorul pe în ținuturile natale, în zonele natale și nu prin schimbarea locului de muncă sau a locului în care ei trăiesc în favoarea unei alte țări europene. Mai multe detalii despre aceste programe se pot obține accesând portalul european pentru tineret.